Bună ziua! În perioada 20 mai 4 iunie s-a desfășurat la Torino a 37-a Olimpiadă de șah. La această competiție au participat un număr record de echipe naționale, 251. 148 de echipe s-au înscris la campionatul masculin, iar 103 la cel feminin. Olimpiada de șah s-a desfășurat pe parcursul a 13 runde. Echipele masculine au fost formate din 4 titulari și 2 rezerve, iar echipele feminine din 3 titulari și o rezervă. Primele 3 locuri au fost ocupate la feminin de Ucraina, 29 de puncte, Rusia, 28 de puncte și China, 27,5 puncte. Iar la masculin, podiumul a arătat astfel: Armenia, 36 puncte, China, 34 puncte și SUA cu 33 puncte. Din păcate, echipele României au dezamăgit. Dacă la feminin am ocupat locul 14 cu 23 de puncte din 39 posibile, la masculin am obținut abia locul 26 cu 30 de puncte din 52 posibile. Ne propunem în această emisiune să analizăm jocul prestat de Dieter Nisipeanu, iar în emisiunile următoare vom discuta și despre restul echipei. Dieter, jucând pe masa întâi, a obținut 6,5 puncte din 9 partide, 4 victorii, 5 remize și nicio înfrângere, obținând 6,2 puncte la Elo după acest rezultat, fiind singurul jucător român care a jucat bine. El a obținut o performanță rating de 2745, adică cu alte cuvinte a jucat cu forța unui jucător din primii 10 din lume. Să vedem în continuare finalul partidei a lui Dieter cu Boris Gelfand, reprezentantul Israelului, Elo 2727, al 11-lea Elo al lumii la ora actuală. Sunt ajutat la tabla de demonstrație de Dan Orbat. Dieter joacă cu albul. El face prima mutare, nebun bate la F6. Negru răspunde cu nebun bate la F6. Prin acest schimb, albul rămâne cu un cal tare împotriva nebunului slab al adversarului. Albul joacă C3. Limitează nebunul din F6. Negru răspunde cu nebun G5. Albul joacă cal C5. Negru joacă rege E7. Albul joacă cal E4. Atacând nebunul din G5, negru răspunde cu F6, apără acest nebun. Albul joacă rege E2. Negru răspunde cu H5. Albul joacă turn AD1. Negru joacă H4. Albul joacă turn bate la D8. Negru răspunde cu turn bate la D8. Albul joacă turn D1. Negru răspunde cu turn bate la D1. Iar albul joacă rege bate la D1. Prin dispariția turnului de pe tablă, avantajul albului se mărește, deoarece se accentuează diferența dintre puternicul cal alb din E4 și nebunul negru slab din G5. Negru joacă nebun F4. Atacă pionul din H2. Albul joacă H3. Negru răspunde cu rege D7. Albul joacă rege E2. Negru joacă rege C6. Albul joacă C4. Se poate observa perfecta colaborare dintre calul din E4 și pionul din C4. Ele formează un baraj, B5, C5, E5, regelui negru, astfel încât să nu poată înainta. Negru joacă nebun C1. Atacă pionul din B2. Albul răspunde cu B3. Negru continuă cu B5. Albul joacă rege F3. Regele alb se îndreaptă spre pionul H4 sau pionul G7 pentru a captura acești pioni. Negru joacă rege B6. Albul joacă rege G4. Negru joacă B bate la C4.
Albul răspunde cu B, bate la C4. Negru joacă nebun G5, apără pionul din H4. Albul continuă cu cal, bate la G5. Negru joacă F, bate la G5. Iar acum albul joacă rege F3. Acum finalul este câștigat de alb. Este un final de pioni în care albul câștigă destul de ușor. Negru joacă rege C5. Albul joacă rege E4. Negru continuă cu rege bate la C4. Albul joacă rege bate la E5. Negru joacă A5. Albul joacă F6. Negru răspunde cu G bate la F6. Albul joacă rege bate la F6. Negru continuă cu A4. Albul joacă rege bate la G5. Negru joacă rege C3. Albul joacă rege bate la H4. Iar negru joacă rege B2. Factorul important în acest final este viteza cu care poți să transformi pionul în damă față de adversarul tău. Albul continuă cu G4. Negru joacă rege bate la A2. Albul joacă G5. Negru răspunde cu A3. Albul joacă G6. Și negru l-a cedat din cauza următoarei variante. Rege B2. Albul joacă în continuare, împinge pionul. A2. Albul introduce damă. Introduce și negru damă. Albul dă șac, astfel să schimbe dama. Dă un șac în G7, așa. Și după schimbul damelor forțate, albul câștigă ușor, transformând pionul din H3 în damă. Dan, îți mulțumesc. Cu plăcere. Și acum soluția problemei din emisiunea trecută. Albul joacă damă G7 șac. Negru răspunde cu nebun bate la G7. Albul continuă cu nebun G7 șac. Negru răspunde cu rege G8. Iar albul joacă nebun F6 mat. Pentru ziua de azi avem următoarea problemă. Alb, rege H1, damă G4, turn A1, turn E8, nebun D3, nebun F4 și pion A3, B3, G2 și H3. Negru, rege A8, damă B6, turn D8, turn H8, cal C6, cal G8 și pioni A7, B7, G7 și H6. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în 3 mutări. Prin tragere la sorți, unul dintre cei care ne trimis soluția corectă la problemă va primi ca premiu o revistă de șah. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna următoare la aceeași oră.